Stimate colege, stimați colegi, violența este arma celor slabi, spunea Mahatma Gandhi. Una dintre cele mai răspândite forme de violență este cea îndreptată asupra femeilor. Această formă de agresiune fizică, psihică și sexuală o regăsim la toate culturile, afectând femeile, indiferent de rasă, studii, bogăție sau origine, și se manifestă acasă, pe stradă, la școală, la locul de muncă și aproape oriunde își desfășoară aceste activitățile. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, 243 milioane de femei și fete au suferit abuzul la nivel global în 2019, însă doar 40% dintre acestea au făcut plângere. Din păcate, situația s-a înrăutățit în timpul pandemiei de COVID-19 pentru că restricțiile și izolarea au forțat femeile să stea în casă cu abuzatorii lor. În anul 2020, apelurile la linie telefonice de asistență pentru violența domestică au crescut de 5 ori în unele țări. Având în vedere amploarea acestei încălcări a demnității umane, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a stabilit ca ziua de 25 noiembrie să devină Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, zi care este marcată în toată lumea prin manifestații și acte de condamnare a diverselor forme de violență îndreptate asupra acestora. La nivelul Uniunii Europene, statele sale membre colaborează pentru a preîntâmpina și a combate violența împotriva femeilor și a fetelor, pentru a proteja victimele și pentru a-i pedepsi pe infractori. Cu toate acestea, pe continentul nostru, una din trei femei a fost supusă abuzurilor fizice sau violenței sexuale, începând cu vârsta de 15 ani. În ultimii ani și violența online este în creștere, vizând în special femeile tinere și femeile din viața publică, de exemplu jurnalistele și politicienele. În plus, femeile se confruntă cu violență și la locul de muncă. Aproximativ o treime din actele de hărțuire sexuale săvârșite în Uniunea Europeană împotriva femeilor s-au petrecut la locul de muncă. Obiectivele României în domeniu s-au concretizat inclusiv prin ratificarea în 2016 a Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011, precum și prin implementarea prevederilor Convenției în legislația națională. Stimați colegi, cu toții știm că dificultățile ridicate de situațiile de risc pot fi depășite doar prin sprijinirea concretă a victimelor și a tuturor celor marcați de situații caracterizate de violență. În ceea ce ne privește, este necesar să îmbunătățim legislația și controlul parlamentar, în așa fel încât în cel mai scurt timp, cel puțin 6 femei din 10 să reușească să depășească cu succes asemenea situații, fiindcă nicio formă de violență nu poate fi justificată vreodată. De aceea, violența trebuie denunțată cu orice preț, fiindcă ea trebuie să înceteze. Deputat Nicoleta Matilda Goleac, circumscripția 42, București.